Așa trebuie să înceapă fiecare zi, mai cu muzică. Ok, Gingin. Da. Ce înseamnă fitness-ul pentru tine? Și cum te simți de când faci fitness și de cât timp faci fitness? Pe asta vreau să zic. Dacă mă întrebai acum de ani jumate, nu știu ce însemna fitness-ul, nu aveam idee. Dar acum știu că fitness este un mod de viață. Fac asta regulat de ani jumate. Coincide cu perioada în care l-am întâlnit pe Max și mă simt foarte bine. Ce le dorești tu celor care urmăresc vlogul și urmăresc și exercițiile pe care le faci atât tu, cât și restul membrilor din Max Team? Eu sper să nu fiu subiectivă. Mie îmi place să urmăresc vlogul pentru că și apar în el și pentru că am cei mai buni prieteni pe toate filmările. Dar dacă vrei să ai, nu știu, niște idei noi de antrenament, dacă vrei să te distrezi, dacă vrei să te amuzi puțin, dacă vrei să copiezi ceva, poți să intri acolo și poți să te inspiri, că dacă ducem lipsă de ceva, unde? Nu de inspirație ducem lipsă. Max, de ce ducem lipsă? Noi? De timp. De timp, într-adevăr, de timp. Timpul. Cum să-i zic lui Max că mai stau 20 de minute și plec? Cam nasol, că suferi mai mult. Ok, hai, mulțumim frumos de interviu, te pupăm. Și eu vă pup, pa, pa. Hey, no, no, no. Am vrut să fac o poză, dar din greșeală am apăsat pe filmare. Prietena, am mai trecut o zi, am antrenat și astăzi, foarte frumos. Am avut oameni minunați pe lângă mine care mi-a plăcut că s-au autodepășit. Am primit astăzi un feedback foarte pozitiv pe internet, mesaje, întrebări, cum, ce să mănânc, cum să mă antrenez. Un lucru foarte frumos este faptul că chiar urmăriți și ați înțeles ideea că proiectul Max Fit și vlogul Max Fit este de așa natură pentru a vă ajuta pe voi să vă atingeți scopul și să acela de a fi sănătoși. Noi asta vrem, să fiți sănătoși. Fitness-ul egal sănătate și tocmai de-aia milităm pentru treaba asta. Și vă prezint în fiecare zi cam ce facem noi. De genoflexiuni. Să faci pompe. Pe bune? 100 genoflexiuni. Dar nu înțeleg.